Bun găsit la un nou program FBI Paranormal 37. Numele meu este Nițu E. George, e investigator. Astăzi vom vorbi despre posibilitatea ca unii dintre licuricii spirituale apăruți mai nou în firmamentul spiritualității, care sunt pur și simplu niște Forțe antagoniste a tot ceea ce înseamnă lumină, adevăr spiritual și deontologie profesională adevărată. Adică, ce vreau să spun? Sunt oameni care profită de naivitatea și ignoranța oamenilor, prin care uh, le sugerează chiar că ei ar putea schimba karma de destin dintr-o viață anterioară sau ar putea. Anula și arde carmele familiei, care pe o notă de joasă frecvență face foarte mult rău în general, ca și viață în sine aici pe tera, producând foarte multă suferință, în esență. Ei bine, lucrul ăsta este imposibil de făcut, da? de către orice persoană, indiferent că este vrăjitoare, vrăjitor, maestru spiritual de carton sau licurici spiritual. De ce spun lucrul ăsta? Întrucât mă bazez pe cele șapte legi universale ale chibalionului pe care ar trebui să le știți în mod normal și mulți dintre voi nu le știu. Ieri am primit, mă rog, o întrebare dacă într-adevăr cineva să dea 300 de lei pentru o anumită persoană care i-a propus să iardă anumite carme dintr-o viață anterioară, vezi doamne că în viața asta este legat, că nu-i merge bine cu banii, că nu-i merge bine cu, cu sănătatea și așa mai departe. Am lămurit omul în 10 minute de stat de vorbă cu el la telefon, i-am explicat și o să vă explic și vouă, pentru că văd că e un fenomen care a luat foarte mare amploare. Și anume, sunt oameni care cer pentru arderea uh, carmei familiei un 600 de euro, ceea ce este imens. Uh, prin ardere de foc, se face un foc, mă rog, se spun niște incantații, fără succes. De ce spun lucrul ăsta? Am să vă dau uh, un exemplu cu laptopul, computerul. În general, are o partiție, toată lumea știe chestia asta, pe care a făcut-o producătorul, la care nu poți să achesezi, nu poți să o ștergi, nu poți să o distrugi, nu poți să, nu poți să i faci nimic, doar să dai foc calculatorului, atunci se distruge cu totul, da? Deci acea partiție, indiferent ce îi face tu ca individ sau orice, mă rog, centru tehnic care ar încerca să-ți distrugă acea partiție, să-ți o șteargă mă rog, sau să-ți o elimine, nu o să reușească. De ce? Pentru că este o partiție făcută doar de către cel care a creat acel soft, acel laptop sau acel computer, acel program, da? E bine, la fel există și uh, în ceea ce privește ființa umană. Normal, noi ar trebui să știm, în afară, și vă spun mereu lucrul ăsta pentru că are legătură cu toate bolile noastre, că bolile noastre, inclusiv cancerul, sunt date de către demoni arhoni, da? Adică ai o activitate de joasă frecvență care în genere atunci când se îmbolnăvește un organ fizic, că e inimă, că e rinichi că e ficat, că e orice altă problemă, diaba și așa mai departe, se datorează în esență unei frecvențe de joasă vibrație care acționează în mod malefic în corpul nostru fizic. De aia se spune uh, mensana în corpul sănătos, adică minte sănătoasă în corp sănătos. Nu poți avea, fără o energie pozitivă, un corp sănătos 100%. Și atunci ce facem? Trebuie să învățăm la consiliere spirituală sau la un curs de uh, promovare și de învățare a celor șapte legi universale pe care eu îl fac. Nu rămâne decât cei interesați să se intereseze. Pe pagina de Facebook intră uh, într-un mesaj uh, privat și îmi las acolo faptul că sunt interesați sau. Dacă vreți, puteți să mi-adresați uh, întrebarea chiar aici pe, pe canalul de YouTube sau pe adresa de Gmail și anume fbi-paranormal37.com 37 Deci, încă o dată vă repet, orice problemă legată de, de spiritualitate, de uh, vise care vreți să fie uh, înțelese, de probleme cu demonarhoni și așa mai departe sau întâmplări... Uh, deosebite care au avut loc despre paranormal sau fenomene misterioase încă nerezolvate puteți să-mi lăsați detaliile într-o scurtă istorie pe uh, gmail anume fbi-paranormal 37 gmail.com uh, Asta fiind spuse să revenim la situația următoare deci avem un set de șapte legi universale, da? ele sunt imuabile, adică nu pot fi distruse, nu pot fi șterse, nu pot fi modificate. Și atunci, cine se crede acești licuri spirituali sau și de carton, care nu sunt decât niște vrăjitori de magie neagră, care încearcă să păcălească, contra cost, oamenii ignoranți, adică lipsiți de știință, prin care să le sugereze că ei ar putea să le modifice karma și, vezi, Doamne, să îi elibereze de, de toate aceste karme negative? Pentru început am să vă explic din nou ce înseamnă karma, ce înseamnă destin. Karma eu nu prea folosesc, folosesc soartă, pentru că tradus în românește, din sanscrită, karma înseamnă soartă. Soarta este o alegere și aici intervine legea cauzei și efectului și am dat mereu exemplu ăsta și o să-l dau mereu pentru că e cel mai simplu, da? Dar sunt și alte multe uh, exemple, vi l-am dat pe acela cu paharul, îi dai drumul unui pahar, indiferent că e cu lichid sau fără, uh, cauza e că îi ai dat drumul efectul că s-a spart sau s-a vărsat lichidul din, din, din pahar. Uh, la fel, orice alegere a noastră generează o cauză și un efect, deci orice alegere pe care alegere ne-a dat-o, Dumnezeu, adică e darul lui Dumnezeu pentru noi ființele umane. Suntem singura planetă care, în care acționează liberul arbitru, dar culmea nu acționează numai pentru noi liber arbitru și pentru extraterestri și pentru demonarhon. Toți au liber arbitru. Deci toți au posibilitatea să folosească liberul arbitru. De aceea, dacă nu cunoaștem legile universale ale Hibadionului, suntem tentați să l acuzăm pe Dumnezeu de ce permite Dumnezeu atâtea orori, atâtea mizerii, atâtea omoruri și atâtea lucruri care sunt de natură malefică. Pentru că nu înțelegem, punem problema prea logic și prea rațional. Noi nu înțelegem cum trebuie să jucăm după jocul cosmic în care noi am intrat în mod voluntar. Nu poți să joci un joc de fotbal fără să știi regulile, nu poți să joci un joc de basket fără să știi regulile. Nu poți să joci și orice joc. la ai avea că e tenis, tenis de masă, tenis de câmp, hockey și așa mai departe, fără să știi regulile respective. Ai lucra haotic, ai fi în plus în acel joc și n-ai face decât să repezi clasa. Și o clasă repetată e 25.000 de ani, 920, adică un ciclu roboros. Și credeți-mă că e ultima încarnare aici pe, pe Terra. Pentru noi toate spiritele care am venit vom fi reîncarnați, vom fi re relocați în cazul care nu reușim să ne eliberăm, să ne mântuim sau să ne înalțăm într-o singură viață în asta, pe alte planete, dar pe asta nu o să mai venim. Informația o am de la numeroși investigatori care au channeling și fac de dedublări astrale și au stat de, de vorbă cu ființe foarte avansate pe canaluri renumite în Spania. În Italia sau în, în America. Da? Deci sunt investigatori foarte titrați. Nu o să stau să mă justific de fiecare dată de unde am informațiile, dar atunci când le e, spun în mediul online, să știți că întotdeauna am trei surse de informare. Da? Deci nu promovez o informație până să nu fie preluată din trei surse uh, care coincid. Bun, să revenim la legea cauzei și efectului. Deci, orice alegere pe care o facem noi generează o cauză sau un efect. Asta poate fi un lucru bun sau poate fi un lucru rău. Legea cauzei și efectului uh, generează în sine multitudinea lor într-o viață întreagă, care sunt milioane de, de alegeri, generează un destin viitor. Un posibil destin viitor. De ce zic un posibil? Pentru că omul are șansa prin schimbarea atitudinii, prin schimbarea vibrației, adică să schimb ce? Atitudinea dintr-o fire egoistă care urăște, care minte, care este egoistă, um, arogantă, mândră, infatuată, vanitate și foarte multă răutate, da? în care se ridică tonul, abilitate psihică și așa mai departe, toate aceste. Atribute sunt atributele demonilor arhon care se hrănesc cu aceste energii de joasă frecvență. E simplu ca bună ziua. O să găsiți foarte mulți indivizi care vorbește despre ridicarea frecvenței, dar practic ei nu știu cum se ridică frecvența. Frecvența ce o schimbi tu singur prin sentimentele de înaltă frecvență, care sunt iubirea, iertarea, bunătatea și zmerenia. A fi zmerit nu înseamnă a fi umil sau prost. Sau a fi ignorant nu înseamnă a fi prost. Înseamnă că nu ai o sursă de cunoaștere, nu ai o sursă a științei pe care o știi, o înțelegi, o aplici și obții rezultate. Pentru că de multe ori v-a spus întrebarea, pentru că sunt telepat transmisor, v-a spus întrebare, domnule, ce tot ne spune ăsta ce știam? Păi știați, dar câți dintre voi ați aplicat, ați practicat, iar ați practicat și iar ați practicat ca să obțineți rezultate? 3%. Majoritatea știți, dar nu aplicați nimic. Aici tot secretul spiritualității, că dacă nu prea degeaba știi, sau ai citit o carte, sau ai citit o informație, dacă tu nu știi să aplici acea informație ca să schimbi viața efectiv. Da? Schimbi atitudinea. Asta înseamnă să schimbi atitudinea. Schimbi sentimentele de joasă frecvență în care te frică, ai teroare de ceva, ai oroare, ai depresie, ai anxietate, insomni și foarte, foarte multe uh, lucruri care uh, te sperie. Uh, gen uh, atacuri de panică, claustrofobii, frica de foc și așa mai departe, care într-adevăr sunt uh, amănuntă din vieța anterioare, în care probabil că ai luat uh, foc și ai ars de viu într-o casă, într-o viață anterioară, te-ai uh, fiind pe un vapor sau într-o barcă și așa mai departe. Toate aceste frici, atacuri de panică, sunt datorate. Uh, morților pe care le-ați avut în viețile anterioare, datorată subconștientului care știe, voi neavând legătura firească între conștient pe care îl avem acum, fiecare persoană care mă ascultă este într-un mod conștient, iar în momentul în care noi încercăm să ne odihnim, adică să dormim, trecem pe modul subconștient și atunci visăm. Visele nu sunt altceva decât ferestre deschise către alte dimensiuni astrale. Pot fi din vieți anterioare, Pot fi din vise premonitorii, pot fi din cojmaruri generate de demoni arhoni, pot fi paralizii nocturne, care la fel e activitatea demonilor arhoni, care în mod normal, atunci când ai somn REM, scădem sub 3 cicli pe secundă, scăzând vibrația automat că demonii arhoni sunt foarte activi, nefiind conștienți în subconștient vă manipulează cum vor ei și atunci vă generează starea de frică, de coșmar. vă treziți în jurul orei 3.33, -3, -3, 3 și 3.33, pentru că atunci e perioada lor de adică e bufetul liber în care practic se hrănesc cu aceste sentimente de joasă frecvență. Voi dacă vă ridicați frecvența prin iubire, iertare, bunătate și zmerenie, adică nu propovăduiesc decât ceea ce a spus Hristos. Eu cred în Dumnezeu M-am convins la 21 de ani, nu credeam în Dumnezeu până la 21 de ani, credeam în ființe extraterestre și m-am convins singur. Eu nu încerc să conving pe nimeni de nimic. Da? Deci, eu aici povestesc, informez și recomand. Nu vreau să am dreptate, nu dețin adevărul absolut, nu impun nimic. Fiecare trebuie să fie convins de el însuși. Eu nu fac decât să stârnesc curiozitatea în voi, dar vă spun un adevăr. Karma nu poate fi modificată de către nimeni decât de voi înși vă. Dacă familia voastră e compusă din 10 persoane, unchi, tați, mătuși, copii, nepuși și așa mai departe, care au acționat prin tot felul de alegeri și au făcut o karma negativă și în genere se vede în viața voastră că se întâmplă foarte multe accidente, foarte multe decese, foarte multe uh, boli, suferință și așa mai departe, foarte multe mizerii în genere, nu aveți decât să vă schimbați în general toată familia toată atitudinea să fiți mai puțin egoiști, să nu mai urâți, să nu mai vă răzbunați, să fiți iubitori, să fiți iertători. Adică nu, domnule, eu iert, dar nu uit, pentru că ai anulat. Sau cuiva care, pe care l-a iubit, că e o femeie, că e un bărbat, să spuneți că te-am iubit, dar nu mai te iubesc. Pe la fel, anulați tot ce a fost înainte. Trecutul înseamnă praf și nu poate fi schimbat. Trebuie să vă intre bine în cap lucrul ăsta. Dacă există cineva dintre dumneavoastră care poate schimba trecutul, să vină la mine că vreau să mi-l schimb și eu. Dacă există cineva. Păi dacă trecutul nu se poate schimba, cum credeți că cineva poate interveni în karma voastră care a fost trecută? Deci trecutul, vă repet, nu se poate modifica. A fost trecută, da? Și ați făcut niște alegeri, nu tocmai grozave, sunt greșite. Și vine cineva și le, le șterge cu buretele. Așa ceva nu se poate. Nu permite grația divină. Că tocmai de aia au fost inventate legile astea. Ca tu singur să îți schimbi uh, forma prin care te exprimi și prin atitudine. De aceea v-am spus la un moment dat: cu ți grația divină, cât și în intervine prin acel țiuit un urechi care nu sunt decât forme. De, de informare Prin glanda pineală În care ți se schimbă destinul Pentru că destinul nu este implacabil Așa cum credeți voi Dacă voi credeți că destinul e implacabil Atunci o să fie implacabil Mentalul înregistrează registrează Și nu o să reușiți decât toată viața voastră Să vă zbateți în suferință și mizerie Dacă voi credeți că Vă puteți schimba viața Pentru că ăsta e scopul evoluției spirituale atunci, în momentul în care auziți acel țiuit în urechi, este o remodelare a propriului vostru destin de către divinitate. Și dacă spui, dacă ești de la Dumnezeu să rămâi, dacă nu să te duci pe pustii locuri, o să vedeți că atunci când țiuitul persistă, chiar dacă spui de 4-5 ori, de 6 ori, de 7 ori acest lucru, țiuitul acela persistă. Asta înseamnă că ți se schimbă viața în bine datorită atitudinii pe care ai avut-o sau, din potrivă, ți se poate schimba în rău datorită acelorași alegeri negative pe care le-ai făcut toată viața. Deci aici intervine grația divină să schimbe din când în când destinul prin acele informații ca să poți să evoluezi sau să involuezi. Asta depinde de alegerea ta. Nu depinde de nimeni, de absolut nimeni. Da? Bun, asta e o modalitate. Să faci o karmă pozitivă ca să anulezi una negativă. Dar cum se procedează în sensul ăsta? se procedează prin următorul lucru. Să zicem că întâlnești o casă de copii și te duci la ei cu jucărele sau cu bunuri de larg consum care trebuie să le consume acum în pragul sărbătorului sau nu neapărat. Sau întâlnești pe cineva pe stradă, e iarnă, nu are îmbrăcăminte, nu are mâncare, nu are bani în buzunar și faci un gest frumos. Nu trebuie să te lauzi, iar omul respectiv dacă îți mulțumește, făceți cum făcea Iisus Hristos. Nu -mi mulțumiți mie, mulțumiți lui Dumnezeu pentru că m-a scos în calea voastră și am putut să vă ajut. De ce faceți lucrul ăsta? Pentru că voi, karma care trebuie să o înregistrați pe numele vostru, o contemplați către Dumnezeu și atunci, ne spunând de, de fapta voastră, nimănui, nici prietenilor, nici apropiațiilor, nici neveste, nici, da? atunci karma se contemplă către Dumnezeu, voi vă absolviți de, de o faptă bună, deci de o karmă bună, nu se mai înregistrează în ciclul vostru de reîncarnare, dar mai mult decât atât vi se șterge și o, și o faptă rea, echivalentă ca intensitate, ca frecvență și vibrație a ceea ce ați făcut voi. Bun, în momentul în care vă lăudați cu lucrul ăsta, vă acumulați și karma negativă pe care ați făcut-o și karma pozitivă și nu faceți decât să vă înlănțuiți în continuare în ciclul karmic de reîncarnare. E simplu ca bună ziua, dar trebuie să, să o știți. De-aia mulți oameni, ați văzut, când preferă să facă niște donații, niște ajutoare, nu preferă să, să li se dea numele, nu preferă să li se facă publicitate, nu preferă să, să fie cunoscuți pentru că nu este un motiv de laudă. Ar fi o aroganță, o infatuare, o vanitate. Și nu au nevoie de lucrul ăsta pentru că ei știu că trebuie să fie zmeriți. Trebuie să fii milostiv, dar zmerit în același timp. Iar o doua cauză care vă poate, arde, vă poate arde carmele, pozitive, carmele negative este dragostea adevărată dintre un bărbat și o femeie, dar atenție, în gând, în faptă și în vorbă. Asta presupune că o ai doar pe ea în gând, în faptă și în vorbă și ea pe tine la fel. Adică e o dragoste absolută între un bărbat și o femeie care formează un echilibru perfect, un vector în echilibru, yang și in. Și atunci totul, tot ce a fost, negativ și în viața ta și în viața ei se va arde instantaneu prin dragostea voastră creată, prin iubirea respectivă. Astea sunt două modalități simple prin care puteți arde karma negativă printr-una pozitivă, așa cum v-am spus, cu contemplare către Dumnezeu, iar a doua, dragostea adevărată, din gând în faptă și în vorbă, între un bărbat și o femeie. Nimic mai mult. Deci, atunci când mai apelează la voi sau vreți să apelați la niște licuri spirituale care vă promit că, domne, aveți o karmă încărcată, vă șterg eu, vă șterg karma familiei, vă șterg, eu știu, tot ce a fost rău în trecutul vostru, pe o sumă care oscilează până la 600 de euro, v-am mai zis, nu este adevărat, vă ia banii degeaba. Deci dați bani și nici rezolvați nu sunteți, pentru că voi vă naște singuri, suferiți singuri, Evolua singur, muri singur. N-are cum cineva să vină să șteargă cu buretele totul și voi să rămâneți curați ca lacrima sau, mai ales, în himnoză regresivă, să vă ridice nivelul de conștiință sau de vibrații. Tot la fel, individual crește, pentru că altfel ați înșela jocul cosmic și grația divină nu permite chestia asta. Ce ar însemna să ne ducem să ne plătim undeva eu știu, bani, toate lucrurile pe care le-am făcut negative și să fie cineva capabil, ceea ce e imposibil, să ne ardă carmele negative, în așa fel încât să ne mântuim prin plata unor bani care sunt de natură fizică și, după cum știm, e ochiul diavolului, da? Și să realizăm lucruri mărețe spirituale. Nu se poate. Fiecare crede ce vrea. Eu n-am făcut decât să avertizez și să nu mai puneți întrebări de genul ăsta. Pentru că în momentul în care te duci, te duci pe barba ta, pe banii tăi, pe timpul tău și absolut în mod gratuit, tu nu faci decât să generezi în continuare același gen de letargie în care te afli, nu faci nimic ca să schimbi viața, pentru că aștepți de la altul întotdeauna o pică pară -măleață. Iar în spiritualitate nu se poate acest lucru pentru că trebuie să o faci singur. V-am mai zis, singur te naști, singur suferi, singur te îmbolnăvești, singur decedezi. Nu iei nimic cu tine decât faptele bune și rele. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă rog să vă abonați în continuare, să dați un like, să dați o distribuție și să îmi spuneți poveștile voastre pe adresa de e-mail. FBI paranormal 37 arungimel.com uh, și cam atât. Toate cele bune și să fiți mereu în lumină.